Vă prezint unul dintre numeroasele programe care ne permit să înregistrăm ceea ce se vede pe ecranul din fața noastră. Pentru a ne face o idee clară despre gama variată de programe, putem utiliza motorul de căutare Google, unde vom scrie Top Screen Video Recorder. În acest moment, ne putem face o idee clară despre anumite programe pe care le putem folosi. Principiul de funcționare al acestor programe este același. Diferă doar interfața și anumite elemente care ne permit mai mult sau mai puțin o prelucrare a conținutului înregistrat. Din acest motiv, vă voi prezenta în două tutoriale două programe pe care eu le folosesc: OBS Studio și Camtasia. În acest filmuleț vom da importanță programului OBS Studio, care funcționează pe toate platformele sistemelor de operare Windows, Mac și Linux. Acesta este unul dintre programele de înregistrare cele mai utilizate și datorită faptului că este gratuit. Motorul de căutare ne va trimite către o pagină de unde îl putem descărca. După cum putem observa din descriere, ne spune că este gratuit. Vom accesa butonul de descărcare în funcție de sistemul de operare pe care îl folosim, Windows, Mac sau Linux. Eu utilizez Mac și din acest motiv voi descărca versiunea care funcționează pe calculatorul meu. Imediat se va deschide o altă fereastră cu o căsuță care îmi permite descărcarea softului. În acest moment, kitul se descarcă. Cine utilizează sistemul de operare Windows sau Linux va observa că interfața este puțin diferită, însă opțiunile sunt aceleași. Odată terminată descărcarea, voi accesa acest fișier, iar după instalare voi accesa aplicația. În momentul în care deschidem aplicația, ne va apărea această interfață cu un meniu format din patru ferestre: scena, sursa, audio mixer și control. În fereastra scenă ne dă posibilitatea de a crea o configurație personalizată. Prin butonul plus putem să creăm o nouă configurație pe care o vom numi înregistrare. Ok. În acest moment trecem la cea de-a doua fereastră care ne prezintă sursa. Vom adăuga o nouă sursă, care este captura ecranului. Avem grijă să bifăm această opțiune pentru ca sursa să fie vizibilă. Ok. Dacă avem mai multe ecrane la care suntem conectați, din acest meniu avem posibilitatea să alegem display-ul care va fi înregistrat. Iar aici ne va da posibilitatea de a face un anumit decupaj. Putem să adăugăm și alte surse. Această opțiune ne permite să facem o captură audio. Dacă nu ne interesează, o putem elimina prin butonul minus. Opțiunea care ne interesează pe noi este aceasta. Prin acest fapt o vom aduce în prima linie. Trecem la cea de-a treia fereastră unde avem audio mixer și putem observa semnalul pe care îl transmite microfonul. Trebuie să avem grijă ca acest semnal să nu atingă linia roșie. Linia galbenă este tolerată. Astfel, din partea de jos, putem să minimalizăm volumul până când vom găsi setarea corectă. Acest buton ne permite să deschidem proprietățile, de unde putem alege microfonul prin care va face înregistrarea. Okay. În cea de-a patra fereastră ne dă posibilitatea să facem o înregistrare streaming, o înregistrare video, cum este cazul nostru, Studio Mode, Settings, de unde putem să schimbăm limba, tema, dacă nu ne place culoarea, putem să o schimbăm,
În momentul în care facem o captură streaming, trebuie să alegem serviciul care ne interesează, după care stabilim serverul și parola sau codul. A treia opțiune, output, ne dă posibilitatea să alegem cum va fi transmis semnalul în streaming. Totodată, ne dă posibilitatea ca să înregistrăm și un filmuleț pe calculator, să alegem și formatul care ne interesează. Cea de-a patra opțiune ne dă posibilitatea să intervenim asupra sunetului și asupra microfonului pe care îl folosim. Cea de-a cincea opțiune video ne dă posibilitatea să alegem claritatea înregistrării video. Prefer să fie rezoluția maximă. Hot keys ne dă posibilitatea de a seta anumite combinații de taste pentru a îndeplini aceste comenzi. Pentru a începe înregistrarea, voi utiliza litera R și pentru a opri înregistrarea, voi utiliza tasta S. Iar la ultima opțiune, nu cred că e cazul să facem nicio schimbare. Ok. Nu ne rămâne decât să începem înregistrarea. Și automat vom vedea în bara de meniu cum în dreptul aplicației apare un punct roșu, ceea ce înseamnă că înregistrarea a început. Facem o probă pentru a vedea dacă funcționează. După care vom opri înregistrarea. Iar acum, pentru a ajunge la fișierul de înregistrare, ne vom duce în bara de meniu la File, să ne arate fișierul, facem o verificare. Și automat vom vedea. Facem o probă. Este acesta. Suntem mulțumiți. Putem să-l redenumim.